Sute de descinderi au avut loc și niciun județ nu a scăpat. Un fost primar a fost ridicat de mascat și cercetat într-un dosar de proxenetism. Amenințare directă la adresa României, un propagandist al Kremlinului cere bombardarea țării noastre. Meniurile restaurantelor se vor transforma în romane foileton, vor cuprinde povești despre părinții porcului și rudele găinii din farfurie. Andreea Bereclanu vă prezintă știrile Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! A fost cea mai temută zi pentru infractorii, ziua perchezițiilor. Mascații, jandarmii, polițiștii și procurorii au descins în peste 300 de locuințe. Ce au găsit? De la droguri la copii exploatați și telefoane pline cu pornografie infantilă. Un fost primar din Abrud se numără printre cei săltați de mascați. Bărbatul este implicat într-un dosar de proxenetism. Inclusiv minore erau exploatate sexual. Din cele peste 300 de percheziții din toată țara, cele mai multe au vizat traficul de droguri. În județul Argeș, ofițerii au găsit o plantație de cannabis în porumb. În Vaslui, un bărbat își construise în curte o seră. Nu cultiva legume, ci tot marihuana. La Brașov, speriat, unul dintre suspecți a aruncat în toaletă drogurile. Iar la Baia Mare, ofițerii antidrog au găsit substanțe interzise ascunse în cotețele găinilor. Cea mai amplă acțiune care vizează stupefiantele a fost în Timiș. Perchezițiile au început înainte să răsară soarele. Deschide, poliția! În total, anchetatorii au făcut percheziții la persoane suspectate că ar fi implicate într-un dosar de trafic național și internațional de droguri de mare risc. În multe dintre locuințele percheziționate în această dimineață au fost găsite grindere pentru mărunțirea stupefiantelor, droguri, dar și cântare. 19 persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timișoara. Polițiștii vorbesc despre o grupare care funcționa din 2020. Stupefiantele erau cumpărate prin plasarea de comenzi pe Darknet, dar și prin colete venite din Olanda și Germania. În timpul cercetărilor au fost interceptate mai multe pachete care conțineau droguri ori substanțe cu efecte psihoactive, de ordinul kilogramelor. Ce faci cu drogurile? Erau pentru consum propriu sau le și vindeai? Că când ești în grupare? Tot în Timiș, ofițerii de la combaterea traficului de persoane au descins într-o comună din estul județului. Acolo, un cuplu căsătorit a luat în plasament mai mulți copii cu vârste între 12 și 16 ani, pe care, spun anchetatorii, în loc să îi îngrijească și ocrotească, îi foloseau la munci agricole grele. Când copiii refuzau să mai muncească, erau bătuți. De ce ați obligat să muncească? De ce îi băteați? Vă pare rău de ce ați făcut? În Alba, procurorii și polițiștii au bătut la ușă unui bărbat de 69 de ani. A abordat pe parcursul anului 2022 mai multe persoane vătămate minore pe care le-au obligat să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani sau alte beneficii materiale. De asemenea, actele sexuale cu minori au fost registrate fiind produse și deținute materiale cu caracter pornografic. Se arată în comunicatul DIICOT. 4 dintre fetele puse să se prostitueze aveau între 15 și 17 ani. Printre cei ridicați se numără fostul primar din Abrud, un antrenor de fotbal și un fost polițist. Ziua perchezițiilor a devenit deja o tradiție a DIICOT și a brigăzilor de combatere a crimei organizate. În fiecare an, într-o zi anume, sunt puse în aplicare sute de mandate în aproape toate județele din țară. Caută, tată. Da, tată. Bravo. Caută. Bravo. Caută. Bravo. Caută. Caută. Sebastian Ghiț a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul taxă pentru obținerea de contracte IT. Fostul deputat este acuzat de 5 infracțiuni de trafic de influență, dar și de instigare la fals, în înscrisuri sub semnătură privată. În vizorul procurorilor DNA a intrat și directorul ANPC, care este suspect de luare de mită și corupție. După 5 ani în care procurorii DNA au strâns probe pentru a-l acuza pe Sebastian Ghiță de trafic de influență și falsă înscrisuri, dosarul taxă pentru obținerea de contracte IT ajunge în sfârșit pe masa judecătorilor. Sebastian Ghiță, care se fuge din România încă din anul 2016, ar fi încercat să păcălească mai multe companii IT, promițând contracte importante cu statul prin intermediul său, susține DNA. Inculpatul Ghiță Sebastian ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani în perioada 2010-2014 de la reprezentanții unei societăți din domeniul IT, pretinzând sau lăsând să se creadă că are influență asupra factorilor de decizie implicați în proceduri de achiziție publică
pentru a determina să atribuie acelor societăți contracte de achiziție publică sau să permită derularea în bune condiții a contractelor deja încheiate. Comisioanele încasate de Ghiță ar fi fost sub forma unor contracte fictive încheiate între firmele controlate de el și companiile IT care primeau contractele de la stat. Vorbim așadar despre 29 de milioane de lei care ar fi intrat în conturile a două firme controlate de Sebastian Ghiță. Fostul deputat le promitea patronilor companiilor IT că va interveni la prim-ministru și la alți miniștri pentru a-i ajuta. Presupusele intervenții ar fi vizat implementarea, finanțarea, derularea în bune condiții a unor proiecte din domeniul sănătății, cum ar fi cardul național de sănătate, dosarul electronic de sănătate, prescripția electronică. Contractele nu vizau doar domeniul sănătății, ci și cadastrul, mediul sau implementarea unor sisteme informatice la anumite consilii județene. Ghiță este acuzat de 5 infracțiuni de trafic de influență și de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Tocmai faptul că este fugit în Serbia i-ar fi împiedicat pe procuror să-l trimită în judecată mai devreme. În vizorul DNA intra și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Procurorii au descins în biroul directorului Paul Angel și al unui șef de serviciu despre care se crede că încă din 2018 ar fi comis mai multe fapte de corupție și ar fi luat mită. Este colegul nostru, este un bun profesionist. Eu, din punctul meu de vedere, de-a lungul anilor am avut foarte multe de învățat. Este unul dintre cei mai vechi comisari, pentru că a fost la un moment dat și comisar. Cu siguranță lucrurile vor fi transmise exact așa cum vor evolua. Sunt convins că odată așezate lucrurile într-o zonă a adevărului și așa, vom afla exact despre ceea ce este vorba și unii și ceilalți. Potrivit anchetatorilor, ANPC ar fi efectuat mai multe controle la mari retaileri, în special în segmentul alimentar, însă aceste controle nu ar fi fost unele corecte. În prezent, procurorii DNA strâng probe, iar cercetările la momentul actual vizează fapte, nu persoane. Sunt cozi interminabile în trafic în centrul capitalei după incendiul de ieri din Pasajul Unirii, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Ce vor să afle aceștia, aflați imediat în jurnal. Un propagandist al Kremlinului cere la televizor bombardarea României, asta ca urmare a unor supoziții că țara noastră ar antrena militari ucraineni. Discursul tot mai războinic din mass media de la Moscova contrastează cu realitatea din teren. Rusia a început evacuarea personalului civil din Herson. În plus, legea marțială a fost instaurată în toate teritoriile ocupate din Ucraina. А может всё-таки нам пора как-то объяснить западникам, потому что они шхамеют на глазах. И под базах, на которых они сейчас готовят украинских нацистов во Франции, в Польше, в Германии, ну, Великобритании, естественно. Может быть, уже сказать, что мы считаем легитимной целью польские аэродромы, куда сегодня приходит помощь из Америки, из Британии, румынские базы. Ну, от чего? Amenințările lansate la adresa statelor NATO au fost formulate de Vladimir Soloviov, propagandistul favorit al regimului Putin. Ele sunt de altfel doar vârful icebergului. Mașina de dezinformare a Federației Ruse nu pierde niciun prilej să deformeze realitatea cu privire la războiul din Ucraina. Iar România este tot mai adesea menționată în presa aservită Kremlinului. Cu nici 24 de ore în urmă era vehiculată ideea că un tren românesc cu armament greu s-ar deplasa către Republica Moldova. Un comunicat al Ministerului Apărării Naționale a clarificat situația. Semnalăm apariția unei noi dezinformări cu privire la așa zisa prezența militarilor români la activitățile de instruire în Republica Moldova. De fapt, în imagine se surprinsă o coloană de tehnică militară a Brigăzii 15 mecanizată Podul Înalt din Iași, care se întoarce de la exercițiul multinațional Zimbrul 22 desfășurat în Galați. Între timp, armata ucraineană pregătește asaltul final asupra Hersonului. Avansul militarilor Kievului a determinat pe ruși să admită realitatea și au făcut public ordinul de evacuare a civililor din această regiune. Ar fi vorba de 60.000 de oameni care urmează să fie strămutați. По имеющимся у нас данным, укранацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области. Две недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. De la Kremlin, Vladimir Putin a semnat un decret care prevede instaurarea legii marțiale în teritoriile ocupate din Ucraina. Justiția militară ia astfel locul celei civile în Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Între timp, pe front, rușii încearcă să suplinească lipsa de efective și de tehnică de luptă modernă cu ajutorul dronelor kamikaze iraniere. Ucrainenii susțin că ar fi doborât 223 de astfel de aparate de zbor în ultima lună. Iranul neagă însă vehement că ar fi furnizat astfel de arme Federației Ruse.
Sunt 238 de zile de când Rusia a invadat Ucraina, iar cei care nu au fugit peste hotare trăiesc un coșmar fără sfârșit. Rachetele cad în centrul Kievului, peste locurile de joacă, pe școli. Dronele kamikaze lansate în ultimele zile au adus moarte și teroare în capitala ucraineană. Nici în aceste condiții oamenii nu abandonează, chiar dacă copiilor au ajuns să se joace prin craterele lăsate de rachete. Kiev, la doar câteva zile după ultimul atac cu rachete din oraș. Atmosfera este una de toamnă liniștită, cu oameni care maschează bine cele întâmplate în urmă cu câteva zile, exact în același loc, în parcul Tara Șevcenco. Una dintre rachetele care a căzut aici în Kiev în urmă cu câteva zile a nimerit fix în locul acesta, a lăsat o gaură adâncă de poate 3 metri și jumătate, 4, lângă un loc de joacă pentru copii. Dar pentru ucraineni viața merge mai departe, iar pentru noi, oameni care nu ne confruntăm cu războiul, poate că pare ciudat sau un paradox că la câteva zile distanță de la acel atac, părinții să-și aducă copiii să se joace aici, lângă locul în care era să se producă o tragedie. Dar, cum chiar ucrainenii spun, viața merge mai departe, cu toate că sirenele sună de câteva ori pe zi, iar rachetele cad prin oraș. It was early morning and we was in our bed with my son and husband. It was terrible. Have a little baby. We was in Lviv. We went in Ivano-Frankivsk when the war was started. So what I can say? I can say that it's really scary. It's difficult. You don't know when the racket may come. Un crater imens de aproape 4 metri adâncime și peste 10 metri în diametru. Din fericire nu au murit oameni, însă câțiva trecători au fost răniți și geamurile tuturor clădirilor din apropiere au fost sparte. Rusia nu crede însă în lacrimi, iar războiul a intrat într-o altă etapă. Terorizarea populației fără atinge ținte militare. Я не можу зрозуміти, навіщо витрачати ракети на дитячі майданчики, які коштують мільйони доларів, а потім вони прилітають на дитячі майданчики. Intrat într-o nouă etapă, războiul pare să se afle într-un punct de cotitură. Analiștii militari vorbesc despre trei fronturi mari pe care rușii ar putea să atace din nou. Nord, dinspre Belarus, est, dinspre Donbas și sud, dinspre Herson. Un tânăr de 17 ani se zbate între viață și moarte la spitalul din Târgu Mureș după ce a fost bătut de un șofer pe stradă. S-a întâmplat în localitatea Miercurea Nirajului. Martorii povestesc că băiatul trecea regulamentar strada, iar șoferul nu i-a acordat prioritate. Ca urmare, tânărul l-a apostrofat, iar de aici a început tot scandalul. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc seara pe această trecere de pietoni. Tânărul de 17 ani a apucat să se pășească pe trecere, dar s-a oprit brusc când a văzut că un șofer nu încetinește. Între cei doi au urmat mai multe replici tăioase, iar până la bătaie n-a mai fost decât un pas. L-a înjurat pe respectivul care era în automobil. I-a dat cu pumnul și după aia a căzut jos și s-a lovit. Șoferul a fugit de la fața locului. Oamenii au sunat la 112, iar un echipaj murd a ajuns de urgență. Cu ce l-a lovit? Un țeavă. Cu țeavă. Cu țeavă. Da, pe cap. Da. Deci tare. Pentru că băiatul era în stare critică, un elicopter zmurd a venit ca să-l preia către spital. Familia a ajuns și ea la locul conflictului. Avem un martor și a zis cu poliția, dar poliția nu a mers cu rezolvă. Este o grămadă de camere și nimeni nu vrea să facă nimic. Tânărul a fost internat la spitalul județean din Târgu Mureș. La acest moment, pacientul este în serviciu de urgență, stabil hemodinamic, rămâne până la trecerea efectelor toxice și reevaluare ulterioară. Între timp, polițiștii au reușit să-l găsească pe șofer. A fost identificat și un bărbat în vârstă de 38 de ani care ar fi fost implicat în eveniment. În cauză a fost întocmit un dosar penal. Șoferul acuzat de agresiune ar fi chiar fratele primarului din localitate, spun surse din anchetă. Până la acest moment însă, edilul nu a putut fi contactat. Dosar penal după ce o mașină a luat foc ieri dimineață în mers în pasajul Unirii. Polițiștii fac cercetări pentru distrugere din culpă. Între timp, este haos în centrul capitalei, pentru că traficul prin pasaj este în continuare închis pe un sens. Asta duce la cozi interminabile, dar și la suspiciuni legate de cum au fost făcute reparațiile din urmă cu două luni din pasaj. Este haos în centrul capitalei după ce un sens de circulație din pasajul Unirii a fost închis. Cozile de mașini se întind pe kilometri buni, iar în coloană se așteaptă și 10 de minute.
înțeles că a fost un incendiu și a trebuit să închidă pasaj. Pentru dimineața asta v-ați luat așa o marjă să plecați mai devreme? Sau... În București întotdeauna trebuie să ții o marjă, altfel nu reușești. Faci cu o porțiune de 3 km mai mult decât faci de la Brașov până în București. Așa vi se pare? Da, adică porțiunea asta acum cu pasajul închis. Asta este oraș. De obicei ați fi luat-o prin pasaj? Da, da. Foarte aglomerat. Adică să faci jumătate de oră pe 2 km se pare foarte mult. Dimineața asta, nu știu, v-aș luat și o marjă de timp să plecați mai repede? Clar! Jumătate de oră, 40 de minute, care făceam 5 minute. Sunt orice critică, ce pot să spun. Când stai și petreci ori în șir în trafic, ca să traversezi o bucată foarte scurtă de drum. Tot traficul dinspre centrul orașului, spre cartierul Tineretului, se desfășoară acum prin intersecția de deasupra pasajului. După mai bine de 24 de ore de la incidentul din pasajul Unirii, acesta a rămas în continuare închis, iar din această cauză, traficul dinspre Universitate spre Piața Unirii este infernal. Pasajul Unirii ar trebui să se deschidă mâine. Între timp, specialiștii ar trebui să remedieze daunele produse de incendiu, doar că sunt tot mai multe voci acum care spun că, odată cu repararea pasajului de acum 2 luni, au fost modificate și cotele acestuia. A devenit mai mic și mai periculos. Este clar că s-a micșorat gabaritul pasajului, mai ales pe înălțime. În momentul când s-a reabilitat, să-i spunem, pasajul, probabil că nu au excavat suficient în infrastructura pasajului și atunci au turnat asfalt pe o structură mai înaltă. Sunt adevărate delușoare, dacă ați observat acum în pasaj. În plus, faptul că sensurile de mers au fost izolate între ele cu panouri metalice, asta înseamnă un pericol în plus. Niciodată nu se face o asemenea, hai să-i spunem, nenorocire într-un pasaj să izolezi sensurile de mers în felul acesta, pentru că un sens de mers poți să-l evacuezi foarte repede. S-a intervenit cu aceste panouri metalice inutile și vă spun de ce, mai ales pe tavan. Cu siguranță, din cauza trepidaților și a infiltrațiilor care există în pasajul respectiv, vom ajunge ca aceste table să se desprindă pur și simplu. Am încercat să obținem un punct de vedere de la Primăria Sectorului 4 cu privire la controversele legate de pasajul Unirii. Până la ora difuzării acestui material nu am primit niciun răspuns. Refacerea pasajului a costat 12 milioane de euro. Mocnește revolta în rândul patronilor de restaurante. Toate meniurile vor trebui schimbate pentru că protecția consumatorului vrea ca acestea să conțină noi informații. Ordinul ANPC, care obligă printre altele pe bucătar să calculeze caloriile, intră în vigoare pe 20 decembrie. Afaceriștii din turism spun că situația este absurdă. Ne vor închide pe toți, a izbucnit șeful patronilor din Mamaia. Protecția consumatorilor a dat un ordin prin care obligă toate restaurantele să scrie în meniuri tipurile și cantitățile tuturor ingredientelor folosite într-o rețetă de bucătărie. Afaceriștii de pe litoral au rămas fără cuvinte. Fiecare animal trebuie să aibă un pedigree în cazul ăsta. Nu trebuie să știm când s-a născut, ce a mâncat, dacă a avut concentrate, dacă a mâncat natural. În cazul ăsta noi devenim prozatori. Deci trebuie să scriem un roman și să vedem de unde provine carnea, când s-a născut porcul, când s-a născut vita și cu ce s-a hrănit. Așa că de pe 20 decembrie meniurile din restaurante ar trebui să arate așa. Lângă denumirea preparatului alimentar va fi obligatoriu să apară data și locul nașterii animalului pe care îl aveți în farfurie. Mi se pare puțin aberant într-un meniu ca să trec de un unde este, am cules verdeața, de pe ce câmp, animalul, unde a păscut, ce iarbă a păscut, valorile pe care le deține un anumit produs, mi se pare puțin aberant și exagerat. Și până acum trebuiau să o facă. Acum sunt doar nemulțumiți pentru că trebuie să aflăm într-adevăr ce ingrediente și ce materii prime. Ciorba de burtă trebuie să se știe din ce burtă este făcută. Nu credeți că trebuie să aflăm ce mâncăm? În plus, patronii de restaurante și aurmenii și autoserviri trebuie să afișeze informații privind câte calorii are mâncarea, datele nutriționale și aditivii folosiți. Toate acestea trebuie să apară scrise în meniu, sub denumirea preparatului alimentar. Acest meniu va fi mult mai stufos, vor fi foarte multe pagini și atunci clienții noștri cred că se vor plictisi uitându-se așa, se vor pierde în detalii. De altfel, niciunul dintre angajații din bucătărie nu știe cum vor calcula informațiile nutriționale din fiecare preparat. Ai idee sau poți să spui câte calorii conține bucățica aia de șuncă?
ce idee. Am fac sos de roșii, din roșii proaspete, cu busuioc și cu oregano. Câte calorii are? În jur de 70-80 de calorii pe porție. Cum ați calculat? Greu de spus. Ordinul ANPC specifică faptul că devine obligatorie indicarea informațiilor privind tipul și cantitatea ingredientelor care depășesc o pondere de 20 de grame în cadrul produsului finit sau al mâncării furnizate de unitățile de alimentație publică. Sincer, nu. Pentru că nu vin să citesc câte calorii are, cât nu are. Vin să mănânc, să mă relaxez și cam atât. Pentru calorii și când mă duc la magazin, pentru mine acasă, dar la un restaurant nu. Este o oportunitate bună pentru a fi cât mai informat în ceea ce înseamnă cumpărarea unui produs. Cred că unele informații, dacă sunt adăugate, cred că ajută până la urmă la o decizie completă asupra unui meniu. Informațiile reglementate de ordinul ANPC trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice lângă produs, pe un panou sau pe lista de meniu. În București nu e trece o zi în care cel puțin un cartier să nu rămână fără apă caldă din cauza avariilor la instalația orașului. Odată cu nenumăratele lucrări de la magistralele din oraș, ies la iveală și conductele care i-au alimentat pe oameni. Unele chiar și câte 50 de ani. Majoritatea țevilor sunt aproape putrede. Municipalitatea anunță modernizări care ar urma să fie finalizate abia în 2026. Conducte mâncate de rugină și corodate până pleznesc în subteran sunt în spatele avariilor care îi țin pe bucureșteni chiar și în câte două săptămâni fără apă caldă. Așa arată, dragi bucureșteni, majoritatea conductelor care vă alimentează casele cu apă caldă zi de zi. Acest cod de țeavă vechi de 20 de ani e practic ciuruit de rugină, iar în urmă cu câteva zile a cedat pur și simplu din cauza presiunii apei. Nu avem ce să facem cu ele. Nu se pot recondiționa, nu se pot refolosi, nu, în niciun caz. O denumire ușoară se poate numi sită, da? Instalația este atât de veche și ruginită încât de foarte multe ori avariile apar în timp ce se lucrează la numai câțiva metri distanță la o altă conductă crăpată. Pot să apară în timp ce lucrezi încă în altă parte, una, două, cinci, nu se știe, da. Păi, de exemplu, să ne uităm la ziua de ieri. Ieri începusem, planificasem această intervenție. Simultan a apărut dintr-o dată ieri dimineață o avarie pe sub Piața Victoriei, la un tronson de DN600. Luni dimineață, o parte din cartierul Pajur a rămas brusc fără apă caldă. După o muncă de două zile, conducta avariată a fost scoasă într-un final din subteran, urmând a fi înlocuită cu una nouă. Acum, liceul și cele 16 blocuri care au fost afectate vor avea, în cel mai scurt timp, din nou apă caldă. Pe bulevardul Iuliu Maniu aceeași problemă, însă proporțiile sunt și mai mari. Este afectat un număr de 77 de blocuri. Avariile apar în primul rând datorită vechimii conductelor, pe care vreau să spun că această conductă magistrală a fost montată în intervalul anilor 1999-2002. Rețeaua termică a Bucureștilor are 4.000 de kilometri de conducte și deservește 1.200.000 de oameni. Doar 10% au fost schimbate în ultimii ani. Restul au o vechime chiar și de 50 de ani. Primăria Capitalei a anunțat un nou contract pentru reabilitarea 210 kilometri de rețea de termoficare. Lucrările vor începe la primăvară și vor dura până în 2026. 400 de euro plus TVA este prețul unui cerb din patrimoniul Teldrum, firmă despre care procurorii spun că ar fi controlată de fostul premier Liviu Dragnea. Animalele au fost scoase la licitație de ANAF în contul unor datorii către statul român. Printre bunurile scoase la mezat au fost terenuri forestiere, intravilane și construcții din Telorman. Lista a inclus 42 de hectare de pădure, dar și 28 de cerbi. Vă reamintesc că fostul lider al PSD a fost trimis în judecată în dosarul Teldrum, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuzând în serviciu și instigare la prezentarea de documente sau declarații false. Pentru că nu mai făcea față scumpirilor, o italiancă a apelat la o modalitate de protest terifiantă. A blocat o autostradă, a lovit două mașini de poliție și a încercat apoi să se sinucidă. Cum s-a sfârșit incidentul, aflați în câteva minute. Celebrele emoticoane de pe rețelele de socializare au fost transformate în povești și în proverbe. Este inovația pedagogică brevetată de o profesoară din Oradea, care a văzut cât de atrași sunt copiii de ceea ce văd pe internet. Metoda a ajuns deja celebră în Europa, după ce dascălul a prezentat-o la un summit al educației în Portugalia. A fost singurul profesor român invitat la eveniment. Să explicați, să traduceți niște cugetări, niște maxime în limba latină sau în limba română despre carte sau despre școală prin emoții.
emoji, prin emoticon. Hai să vedem ce ați reușit să faceți. Un emoticon fericit care petrece și urmează să fac chipul mamei lui Ștefan cel Mare. În acest mod simplu, dar ingenios, a reușit Mirela Tank să le capteze atenția elevilor la orele de limba română și latină. Ideea i-a venit după ce a observat cât de mult comunică elevii cu ajutorul emoticoanelor, așa că i-a rugat la ore să transpună mesaje cu ajutorul acestor simboluri. O activitate foarte frumoasă, interactivă, în care ne putem exprima părerile atât în scris cât și verbal. Plus puteți folosi și telefonul mobil la oră. Da. Vă place și asta? Da, este un avantaj, deoarece putem căuta anumite imagini pe net și să ne pe internet și să ne alegem anumite modele. Am încercat să transpun un citat despre cărți prin emoji-uri și aceste activități mi se par foarte interactive și foarte frumoase pentru că sunt diferite față de școala normală, nu ne stresează, ne lasă să avem o conexiune altfel cu profesorii. La începutul fiecărui an școlar le dau o lucrare în care, o lucrare, un test, un chestionar în care aflu ceea ce le place, aflu că sunt pasionați de anumite lucruri și folosesc aceste aspecte în predarea mea. Le sporește creativitatea, îi face să fie mult mai ingenioși, să învețe să codifice oarecumva mesajul pe care vor să-l transmită, să gândească critic. Metoda inventată de Mirela Tank a ajuns cunoscută în întreaga lume. Dascălul a fost invitat chiar la summitul dedicat excelenței în educație, organizat anul acesta la Lisabona. I'm a teacher and I would like to thank you this gifts that your teacher gave me in Portugal. Este un profesor entuziast. Este un profesor inovativ. Este o provocare pentru noi să o urmărim, să vedem cu ce lucruri noi apare și, bineînțeles, să încercăm și noi să implementăm la clasele noastre. Ei sunt receptivi, de multe ori vin cu mai multe deprinderi formate decât noi și noi trebuie să ne adaptăm. Mirela Tank a fost singurul profesor român invitat la summitul de la Lisabona. Situația halucinantă într-o școală din Arad, aproape 200 de elevi sunt nevoiți să meargă la toaletă într-o încăpere cu geamuri zidite care nu are ventilație. Din cauza mirosului neplăcut care a inundat școala, cadrele didactice au început să facă zeci de sesizări. De vină pentru această situație ar fi chiar primarul localității. Sunt imagini filmate în școala gimnazială Sabin Mănuilă din Arad. La capătul unui hol se află grupurile sanitare. O încăpere cu geamuri zidite și cu aer irrespirabil. Ventilația lipsește cu desăvârșire. Așa arată o toaletă în secolul al 21-lea, fără geamuri, ceea ce, având în vedere că avem înspre 200 de elevi, este mai mult decât neplăcut. Dar nu poți deschide, nu poți aerisi. S-a întâmplat să se ia curentul, nu mai vezi absolut nimic. Absolut toate grupurile sanitare din școală au această problemă. Geamurile au fost zidite în urmă cu câteva luni. Este foarte dificil din cauza mirosului. Încercăm să aerisim, să ținem ușile deschise, ușa la coridor deschisă, dar vă dați seama că nu se poate utiliza toaleta având ușa deschisă. Am făcut adrese la primărie. Culmea, la mijloc nu este vorba de neîndemânarea muncitorilor. De școală este lipită o altă clădire, o încăpere în care a fost amplasată centrala termică. Ca să intre în legalitate și să primească aviz din partea ISU, în jurul acestei construcții nu trebuie să existe geamuri, adică geamurile grupurilor sanitare ale școlii. Au fost astupate, zidite geamurile ca să puteți să primiți un aviz din partea ISU. Acele geamuri au fost zidite pentru a se respecta proiectul în totalitate. Pentru mine nu cred că este o problemă atât de gravă. Edilul localității continuă să dea asigurări că în viitorul apropiat se va ocupa de construcția unui sistem de ventilație pentru grupurile sanitare. Până atunci însă, elevii vor merge la toaletă în aceleași condiții primitive. Un bilet dus Dorohoi Zanzibar cu escală la Cluj și alta în Bali. Este descrierea cursului vieții Nicoletei, o tânără care a lăsat totul în afară de câine, în urmă și s-a mutat în Zanzibar. I-a spus colegei mele Irina Gologan povestea ei pentru că vrea să-i inspire și pe alții care simt că nu trăiesc, ci doar supraviețuiesc în propria lor existență. Acasă este oriunde în lumea mare, spune Nicoleta. Am uitat în oglindă și văd zâmbet, văd fericire, văd claritate, văd
văd un om frumos. Nicoleta s-a născut la Dorohoi. După liceu a plecat la 340 de kilometri depărtare, tocmai la Cluj. A intrat la Facultatea de Științe Economice și curând și-a făcut buletin de Cluj. A început să muncească și într-o zi a simțit însă că vrea o pauză. În martie 2019 a plecat pentru 6 luni în Bali. Parcă nu mă mai regăseam. Era o chestie, da, de supraviețuire mai mult decât de a trăi în adevăratul sens al cuvântului, de a trăi în prezent, de a te bucura de viață. A citit că în Bali oamenii se întorc diferiți, așa că a făcut cursuri de yoga și seminarii de dezvoltare personală. Acolo a învățat și Theta Healing, o tehnică de meditație pe care acum o predă și altora. În viața mea am rezervat altceva, aveam un alt drum și nu înțelegeam de ce nu merg lucrurile, de ce nu se întâmplă și în momentul în care am luat-o pe drumul ăsta, toate s-au aliniat. A revenit în țară cu încredere, curaj, dar mai ales cu sete de libertate. Am zis, măi, dar lumea asta e mare, mai decât să stau o viață să-mi doresc, mai bine stau o viață și trăiesc ceea ce îmi doresc. Cam asta a fost motoul meu în viață. De atunci a început să-și caute o nouă acasă. A citit articole, testimoniale și a știut că vrea să trăiască pe plajă. Prima dată m-am uitat să văd dacă pot să-l duc pe Pin cu mine. Și am văzut că se poate și am zis, gata, Zanzibar, eu plec în Zanzibar. Așa că anul trecut, în aprilie, a îngrămădit în două valize 37 de ani de viață. La început a stat la hotel, unde toți angajații o strigau Mama Pink. După un timp, s-a mutat într-o zonă rezidențială, cu expați. Plaja însă nu îi era vecină, așa că a ajuns în Giambiani, un sat care, în loc de ulițe, are una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Acolo e Nicoleta Zanzibareza. Dimineața, bea cafeaua pe plajă, privește răsăritul și face yoga pe nisip. Abia acum am înțeles, într-adevăr, ce înseamnă recunoștință. Am simțit recunoștința la adevărata evaluare. În iulie a deschis și o mică pensiune pe plajă. Are 3 angajați. Ei învață că totul e bine dacă azi ai ce mânca și ești sănătos, iar ea le gătește mâncare românească. Inspirați de povestea ei sunt și români care i-au trecut pragul. Oana muncește online din Zanzibar de 2 săptămâni și n-ar mai pleca. În momentul în care am vorbit cu Nico, a fost foarte clar că e exact locul în care trebuie să vin. Îi e bine când vorbește cu oameni de-a ei. O face oricum cât de des poate și la telefon. La Cluj și-a lăsat cea mai bună prietenă, Pera Luca. I-am admirat curajul că a renunțat la tot, la casă, la prieteni, la familie, să plece. Nico e fata care nu spune niciodată pentru totdeauna. Acum, acolo e casa ei. Mâine poate fi în altă parte. Așa liniștită cred că nu a mai fost niciodată. Cumva simt așa că sunt pe drumul meu. Mergem acum la colegul meu, Dragoș Pătraru. Bună seara, Dragoș. Scăpăm de inflație, de criză. Am înțeles că ai ceva informații. Bună seara, Andreea, te anunț că a ieșit din bărloc domnul Petrică Daia. Da, a mușinat așa în direcția nord-nord-vest, s-a uitat stânga-dreapta frumos și a zis: bă, azi canci. Nu glumesc, a zis: bă, cam asta a fost cu inflația, nu mai bate. Ci că am scăpat de scumpiri, da. Probabil atât de nasoală e criza care urmează, încât a fugit și inflația de spaimă. Avem frumos de la 10, cu prostiile Ciolacului, cu cearta dintre Drulă și Grindeanu, Tusea și Junghiu, cu frații Neacșu de la PSD-ul, care și-au tras niște funcții mișto, toate la emisiune. Stați pe prima! Străbate kilometri întregi prin munți până la victime împreună cu salvamontiștii din județul Prahova. Este și pasager în elicopterul SMURT și întotdeauna este pregătit să intervină ca să-i găsească pe cei care au nevoie de ajutor. Vorbim despre câinele CARP, ajutorul de nădejde al salvatorilor din munți. Așa decurge unul din antrenamentele lui CARP, partenerul necuvântător al salvamontiștilor, pregătit să găsească posibilele victime ale accidentelor montane. Câinele este un coechipier de nădejde. Antrenamentul a început din primele luni ale vieții lui. L-am preluat, am început antrenamentul de bază pe care ar trebui să-l aibă orice câine și apoi am făcut
pași mici spre a reuși să dobândească brevetul de câine de avalanșă. În munții României se întâmplă avalanșe și nu de puține ori cu victime. Iar un câine ca acesta are o eficiență foarte mare în descoperirea unei victime îngropate în avalanșă. Pregătirea începe încă din elicopter. Pasageri pe tot parcursul drumului, Carp așteaptă cu nerăbdare să-și înceapă misiunea. Carp este primul câine de avalanșă pe care îl deține serviciul Salvamont Prahova. Până în acest moment, el este unicul câine operativ. În pregătire se mai află fiica lui Carp, Lina. Ceea ce vedeți acum este un antrenament de obediență de bază. Carp este de asemenea și singurul câine care zboară cu elicopterul și nu are nicio emoție în privința asta. Deocamdată, misiunile la care a participat Carp au fost doar de antrenament. De când a absolvit școala, în Prahova n-a fost nicio avalanșă cu victime. Pentru că nu mai făcea față scumpirilor, o italiancă de 26 de ani a apelat la o modalitate de protest terifiantă. A blocat autostrada, a lovit două mașini de poliție și a încercat apoi să se sinucidă. Tot ea a filmat și a transmis pe o rețea socială cumplitele scene. Da. Tânăra a semănat panică pe autostrada 28 din nordul Italiei. Era ziua ei de naștere când, într-un moment de depresie, a recurs la gestul extrem. Basta! Potete parlarmi! Potete parlarmi! După ce a lovit mai multe mașini de poliție, tânăra a continuat transmisia în direct pe rețelele de socializare. Ragazzi, guardate cosa mi sono fatta. Guardate. Fatemi la strada fino a Milano, per favore. Non mi fermo. Fermati. Sono in una situazione grave, non ce la faccio. Non posso. Lo capisce? Fermati. Non posso. Trei patrule de polițiști au blocat drumul de mare viteză și au reușit astfel să o oprească. Tânăra a fost dusă la spital, însă starea ei de sănătate este una gravă. Piața în Marea Britanie, țară în care trăiesc peste 1 milion de români, devine tot mai scumpă. Cu o inflație ce a depășit 10%, specialiștii vorbesc de cel mai mare val de majorări de prețuri din ultimele 4 decenii. La fel ca la noi, cel mai mult s-au scumpit energia și alimentele. Plecați în Albion în căutarea unei vieți mai bune, românii sunt și ei afectați din plin. Puterea de cumpărare este în scădere, iar facturile cresc de la o lună la alta. Este foarte greu, salariul este mic. Eu sunt cu soțul venit aici, în Anglia, de 6 ani de zile. Soțul acum 2 ani a avut un accident la mână, accident de muncă și nu muncește. Chiria este foarte mare, 475 de lire. Este cam greu acum că s-a scumpit tot, mâncarea s-a scumpit, chiria, toate scumpe și na, nu știu, trebuie să crească și din prețuri la, nu știu, salariu, la astea, tot acela salariu, dar s-a scumpit toate, nu știu cum o să fie, dar cred că o să fie mai... din ce în ce mai greu. Mulți rămân însă încrezători că lucrurile se vor schimba în bine. S-au mărit și chiriile, prețurile au crescut, dar îi facem față. Încă facem față. Britanicii nu sunt însă la fel de optimiști și cer demisia guvernului. Aflat în funcție de numai 6 săptămâni, Liz Truss are un mandat tumultos. Astăzi și-a cerut scuze în Camera Comunelor pentru modificările repetate pe care le-a dus planul economic pe care l-a propus pentru redresarea economiei britanice. I have been very clear, I'm sorry, and that I have made mistakes. But the right thing to do in those circumstances is to make changes, which I've made, and to get with the job and deliver for the British people. Cele mai recente sondaje arată că 80% dintre britanici consideră că Truss ar trebui să-și dea demisia din funcția de premier. Astfel, ea devine cel mai nepopular prim-ministru din istoria modernă a Marii Britanii.
Actorul Daniel Craig, ultimul 007, a primit aceeași distinție ca și personajul pe care l-a interpretat timp de 13 ani. Casa Regală i-a decernat una din cele mai importante decorații britanice. Despre ce titlu este vorba, aflați imediat după o scurtă pauză. Vă aștept! Actorul britanic Daniel Craig calcă pe urmele personajului pe care l-a interpretat timp de 13 ani și în viața reală. With your body. And life is all about leaving something behind. Craig a primit ordinul Sfântul Mihai și Sfântul Gheorghe, la fel ca personajul său James Bond. Distinția a fost acordată de prințesa Anne. Anul trecut, în septembrie, în momentul lansării No Time to Die, Royal Navy l-a numit comandant onorific, același grad pe care l-avea James Bond. Daniel Craig l-a interpretat pe James Bond în 5 filme, din 2006 până în 2021. Ce pot face 10 bărbați cu pelerine și parașute pe vârful unui munte? Un spectacol real care par o replică a Războiului Stelelor, dar cu oameni deghizați în veverițe zburătoare. Și de la sport mergem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, știe mai multe despre starea vremii. Roxana, te ascultăm. Bună seara! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! La noapte vor fi posibile ploi slabe în Moldova, Transilvania și Crișana, iar spre dimineață este posibil să plouă și în Muntenia și în Dobrogea. La munte, la altitudini mari, vor fi și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări la munte. Pe crestele Carpaților meridionali, rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră, iar în est și în extremitatea de sud-vest se vor atinge viteze de 45-50 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad și 12 grade. Mâine, vremea se va răci în toată țara, maximele se vor încadra între 9 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 19-20 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Cerul va fi acoperit de nori în centrul, estul și sud-estul țării, unde izolat vor fi ploi slabe. Iar în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1500 de metri, trecător vor fi fulguieri sau lapoviță. Vântul va fi activ în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și în zona montană înaltă. Și în capitală se răcește mâine. Valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. Maxima va fi iată de 16 grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. Vineri vom avea parte de vreme frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi iată tot de 16 grade. Sâmbătă, temperaturile mai cresc puțin și se vor situa ușor peste cele normale. Maxima va fi iată de 19 grade. Cerul va avea înorări temporare și sunt șanse să plouă. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Pregătiți de vânătoarea de bâlbuțe de la 20, Ioana și Dezbrăcatul vă așteaptă la Cronica Cârcotașilor. De la 22, Dragoș Pătraru aduce Starea Nației. Să aveți o seară frumoasă în continuare, pe mâine!